Salut și bine ai revenit! Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. COVID-19 îngenunchează lumea muzicii lăutărești de durere. După ce Cornelia Catanga s-a stins din viață pe data de 26 martie, în această dimineață și Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu boala. Cei doi erau prieteni de ani buni, iar trecerea lor în neființă are e învăluită în foarte multe coincidențe. Atât decesul Corneliei Catanga, cât și cel al lui Nelu Ploieșteanu reprezintă o mare pierdere pentru lumea muzicii lăutărești. Cei doi mari artiști au fost foarte iubiți și apreciați de public și nu e de mirare câtă lume îi plânge. Pe lângă faptul că erau colegi de atâția ani, Cornelia și Nelu Ploieșteanu erau și foarte buni prieteni. Ironic sau nu, aparte de prietenia strânsă pe care au avut-o, cei doi artiști au împărțit și frica de coronavirus. Au refuzat să meargă la spital inițial, în momentul în care au contractat COVID-19. Atât Cornelia Catanga, cât și Nelu Ploieșteanu au refuzat să meargă la spital pentru a fi îngrijiți în mod corespunzător. Cu doar o săptămână în urmă să se stingă din viață, Cornelia Catanga și soțul ei se rugau pentru prietenul lor. A început să ne fie frică să mai trăim văzând ce se întâmplă. Moartea e mai aproape ca oricând de oameni, a spus Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga pentru Fanatic. Ambii au murit în noaptea de joi spre vineri. O altă legătură stranie care leagă decesul lui Nelu Ploieșteanu de cel al Corneliei Catanga este ziua în care și-au dat ultima suflare. Moartea celebrei cântărețe a survenit în noaptea de joi spre vineri, pe 26 martie, iar cea a lui Nelu Ploieșteanu s-a întâmplat tot în noaptea de joi spre vineri, pe 2 aprilie. Un alt amănunt ce leagă dispariția celor doi are legătură cu persoana care a făcut anunțul. Prietenă comună cu celebrii cântăreți, Mara Bănică a fost cea care a dat cumplitele vești. În urmă cu o săptămână, jurnalista anunța cu multă durere dispariția Corneliei Catanga. Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt îmbietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator, suprapus cu un COVID, a răpus acum o oră, ora 3:52, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte, a scris Mara Bănică în zorii acestei dimineți pe Facebook. În această dimineață, din nou, Mara Bănică a fost mesagerul morții, speram să nu primesc niciodată vestea asta. Drum bun, Nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu și să-ți odihnească sufletul în rai, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook. Înmormântarea celor doi trasă la Indigo, legăturile stranii nu se termină aici și înmormântările celor doi artiști se vor desfășura în aceleași condiții. În urmă cu câteva zile, Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum de o mână de oameni, din cauza faptului că mulți s-au temut de virus, dar și din cauza restricțiilor impuse de autorități. Fără un priveg la care familia să poată veni să o jelească și înmormântată dezbrăcată și cu sicriul sigilat, așa a plecat pe lumea cealaltă Cornelia Catanga. Din aceleași considerente și înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu va avea loc în același mod.